La bălți, pofta de SNU și-a început odată cu ninsorele abundente din ultimile zile. Sâniile se vând ca pâinea caldă, mai ales că nu s-au scumpit față de anul trecut, deși stocul acestora este limitat din cauza pandemiei. Prețurile încep de la 350 de lei și pot ajunge până la 1500. Care tot ce trebuiește, puneți mijlocul și atșoară 350, da. Câteață, adică o puneți ei. Da. Dacă eu două? Eu tot așa. Tot așa, da? Da, pentru că ele de mult. Această vânzătoare a adus seniile din Ucraina încă înainte de pandemie. Femeia spune că de dimineață a vândut peste 30 de unități. Seniile cu împingături costă de la 450 de lei în sus. De duminică, cum o ticat zapada, lumea urmă și-o procurat sănii și cam nu prea sunt, nu sunt nicăieri. Asta și un rămas de an trecut. A fiecare părinte vreau la copilul lor să fac un cadou, vine anul nou, vine Moș Crăciun. Avem sănii, dacă am sfârșit. Ele cam se gătesc. Am avut de la 350 în sus până la 800. Le cumpără. Am avut deja cumpărători mulți, 500 de lei. După calitate merge, dacă adică ceva mai bun în trânsul și mi-i scump. Părinții și bunicii au ieșit cu cei mici la săniuș, iar cei care nu aveau săniile pregătite au dat o fugă la piață pentru ca să-și bucure copiii înainte de anul nou. Vier, nepoții la bunica, dar bunica n-are săni. Păi ia copilă rebionca, очень спешим, пока есть снег, хотим порадоваться сами, даст Бог, и после Нового года двое тоже так же. Муж сегодня выходной, решили детей выгулить, так сказать. Саночки у нас были еще с прошлого года, мы купили, все ждали снега и наконец-то дождались. В прошлом году мы купили их за 350 лей. Еще в прошлом году на Северном вокзале. Мы живем возле озера, и там есть горочки. Катались, обкатывали. Метеорологи анонсе температурыле sub 0 grade la Бълз până pe 31 decembrie.